Salutare prieteni, iată-ne din nou la pescuit. Am schimbat zona de această dată, sper să mi se schimbe și norocul să prind pești mai frumoși. Așa că haideți să vedem ce prindem azi. Așa, haideți să vedem și prima lansare. Am schimbat fluorocarbonul, testez un fluorocarbon nou acum de la Sunline. Tot de 5 libre. Să vedem dacă evoluează. Uite, am avut atac! Prima lansare și primul atac. Incredibil. Ha. Hai că e bine. Da, ziceam că am pus un fluorocarbon diferit, să văd cum evoluează guma cu ăsta. Un fluorocarbon de la Sunline, tot de 5 libre, doar că e posibil să fie puțin mai gros ăsta. Nu e 0.16, cred că e un 0.18, ceva de genul. Doar că e mai moale și e posibil să evolueze un pic mai bine guma. E un fluorocarbon mai moare, nu e atât de rigid ca cel de la Sufix. Și vreau să-l testez, să vedem. În continuare e cald afară, adică e caniculă. Sunt 39 de grade afară și în curând o să fie 40. Uite, l-am luat. Uite mă că l-am luat. Și e strap? Da. Un strap micuț. Ia să vedem. N-a venit un strap micuț la noi. Aștept totuși ceva mai mare. Nu, ce dințișor are. Stai mă, stai. Da. Stai, nu te mai zbate. Ho, că nu vreau să scapi. Mă da încăpățânat ești, mă. Un strap micuț. Să-i fac și o poză, să-i dăm drumul. Am ajuns cam de 10-15 minute și deja primul pește. Hai, fugi măi, nu te mai zbate atât. Gata, s-a dus. Uite, am mai luat unul, da, și e mare ăsta, da. Și e măricel. La următorul lans am mai luat ceva măricel. Un biban măricel. Imediat după strap, la următorul lanseu, am luat un biban măricel. Stai, nu scăpa. Hai, că îl ridic în fir. E, un biban grăsuț. Ia uitați voi la următorul lanseu. Ha. Ia să vedem noi. Ia uite ce biban frumos am luat eu, mă. Și am ajuns de 20 de minute. Ha. Un biban grăsuț, ce hotărât. A atacat el. Stai să nu scape rucsacul în apă. Ia să-l eliberăm. Înțepat în colțul gurii așa puțin. Dar a atacat hotărât. Ia. Hai să te prezentăm oamenilor. Frumușel ăsta. Hai că uite, sunt pești mai măricini în zona asta. Ia să-l vedem noi mai la lumină. Da, nu prea e lumină aici. Da. Ăsta e bibănelul, frumos. Și grăsun așa. Ce îmi place, bine că am schimbat zona. Hai să-l și eliberăm. Fugi măi, grăsane. Gata. S-a dus și ăsta. Hai că pare o zi cu activitate azi. Hai să continuăm. E, așa da partidă. Abia am ajuns și deja doi pești. Și un biban mare. Hai să vedem ce mai urmează. Uite că am schimbat zona și mi s-a schimbat și norocul. Exact ce ziceam. Am luat strapul ăla și la următoarea lansare s-a înfipt bibănul ăsta în guma mea. Nu mi-a venit să cred. Ia să vedem noi cât scoatem azi. Uite că e bine uneori să mai schimb și zona. Prins pești de talie poate mai mare sau diferiți. Doar că e curentul foarte puternic aici. Deci în zona asta e un curent de nedescris. Și îmi mișcă plumbul ăsta de 5 grame. Un strap și un biban. Da, abia am ajuns, da. Păi am dat drumul, da. Păi, ce să fac? Păi da, da. La răpitor. Da, m-a întrebat un domn că ai prins, zic da. Și unde l-ai bălții în apă, în juvelnic? Zic, nu, i-am dat drumul. A, da? Foarte surprins așa de faptul că eliberez peștii. Nu înțelegeam de ce se uită el pe mal aici pe lângă mine să vadă unde am pus peștele, unde l-am ținut. Unde îl țin de fapt. Se uita pe mal, se uita în apă.
Și până la urmă m-a întrebat, dar peștele unde l-ai băgat? Păi zic, e înapoi în apă. Da. Sunt sigur că dacă își pun o gumă mai mică, aș scoate bibănel după bibănel, dar vreau ceva frumos azi, nu știu de ce. Chiar vreau pești mai frumoși. Uite, l-am luat! L-am luat, mă, cum a căzut guma pe apă! Ha-ha! L-am luat! Am lăsat guma să cadă pe fund și mi-a atacat. Ia vedeți, voi, un bibănel mic. Ce micuț e! O, nu că e bine, trei pești. Da, micuț bibănelul și butoiaș așa. Ia uite ce grăsun e! M-ai mâncat bine tu la viața ta! Stai! Un bibănel micuț, dar butoiaș așa, grăsun. Hai, să-l și eliberăm. Fugi, măi, piticanii, ce ești tu de ești așa umflat în burtă? Mai avea parazis ceva? Hai, fugi. Gata, trei pești. Hai să vedem câți mai scoatem. Haideți că merge treaba și azi. Și într-o zonă diferită. Chiar am început super bine azi, super bine. Uite, l-am luat. Oho, ce s-a lăsat pe ea. Oho. Vai, ce violent a atacat. Încă un strap. Al doilea strap, prieteni. Ha. Încă un strap micuț. Ia, uitați voi. Al doilea strap, dar ce violent a atacat și ăsta. Ăsta e un pic mai măricel decât cel de mai devreme. Ia să vedem noi. Să-i scoatem gumița. Ia, stai cu minte. Da, ia uitați voi. Hai că-l țin să nu se zbată. Îi fac o poză și le liberez. E încă un strap micuț, mă. Ha. Hai, păștulică, fugi. Bine că ai venit și tu. Da, ce violent atacați, mă. Fugi. Gata, încă un strap. Hai, că așa da. Ha, ce partidă am, ce fericit sunt. Hai să primești ceva mai mare totuși. Așa, hai să vedem. Ce mai scoatem? Următorul pește. E, bine că am găsit umbra asta aici totuși. Ce bine că am găsit umbra. N-ai cum să stai în soare pe vremea asta. 39-40 de grade și astăzi. Și eu prin pește. Am luat să stau și eu ca alții la aer condiționat. Pe canapea, relaxat la televizor. Eu ies la pescuit, mă, pe 40 de grade. Nici eu n-am mintea, ăsta e adevărul. Da. Nu, poate îmi place prea mult pescuitul ca să fiu comod. Atât timp cât nu mă afectează din punct de vedere al sănătății, n-am cum să renunț. Hai că tot guma asta o las, că mi-a adus pești până acum. Și țineți minte când am zis eu că mi-au gume de pe AliExpress, ce au mai râs oamenii de mine, că nu prins mă nimic la alea, că de unde știi tu că prins la ele? Nu știu dacă mai țineți voi minte. Câte miștouri s-au făcut de mine pe tema asta și am rupt. Am rupt cu gumele astea de pe AliExpress. Nu zic că celelalte nu sunt bune, dar faptul așa că au fost cricotași care spuneau că habar n-am și că le-am cumpărat degeaba, că n-am eu de unde să știu că o să prindă. Deci numai o singură gumă din asta mi-a adus sute de bibani. Și am văzut inclusiv guma asta cu care dau eu acum, ca să știți și voi. Am văzut-o de curând rebranduită și pusă la noi, la vânzare, de către o firmă românească de gume. Deci guma asta cu care dau eu de pe AliExpress de 2 ani, acum câteva luni am văzut-o pusă la noi la vânzare de către cineva din România, rebranduită, evident. Dar aceeași gumă, fix aceeași gumă. Chestiile astea se fac, na. Da, prietene, deci că mi s-a supraîncălzit din nou camera și vorbeam singur ca televizorul. Mi s-a oprit camera și na, am luat o pauză de 10 minute să se răcească.
Și să vedem dacă se supraîncălzește din nou. N-am decât să o pornesc doar când prim pește și atât. Oricum sunt 40 de grade afară, adică vă dați și voi seama cam în ce hal pescuiesc eu, în ce condiții. Deci abia rezist eu la temperatura asta afară. Dar camera care și filmează automat se încinge. Cu toate că sunt camere pe piață care filmează și la astfel de temperaturi, doar că sunt foarte scumpe. Adică ce vreau eu să-mi iau e foarte scump. Poate în viitor. Foarte scump, mă refer câteva mii de euro bune, adică nu GoPro-uri sau chestii de genul. Sunt camere care au ventilator integrat, adică na. Dar până atunci ne adaptăm. Dacă evoluează canalul, v-am zis, suficient de mult și merită, să merite investiția, da. O voi face o asemenea investiție, dar până atunci ne mulțumim cu ce avem. Hai să prindem pește, să lăsăm vorba la aia. E și apa tulbure, încă e tulbure apa. Dar uite că prind pe apă tulbure și pe 40 de grade ziua. Adică nu știu care ar fi fost șansele, da? Pe Dâmbovița. Să prinzi pe timp de zi, în primul rând. În al doilea rând, apa tulbure. În al treilea rând, caniculă, 40 de grade. Deci mă feresc de soare ca vampirul de lumină. Deci e incredibil cum poate să ardă soarele. Haideți că l-am luat, prieteni. L-am luat de departe. Un bibănel mic. Am mai prins câțiva, dar i-am scăpat. Până să pornesc camera, au scăpat din cârlig. Uite, bibănii din ăștia mici. Da. Cred că am mai scăpat vreo 3 până acum. I-am scos din vegetație, din mijlocul Dâmboviței. Da. V-am zis, cred că am mai scăpat vreo 2-3 până acum, că aveam camera oprită și până să pornesc eu camera, să apăs, îi scăpam din cârlig, dar erau tot așa, din ăștia mici. Așa, haideți că o să pescuiesc cu camera pornită, nu mai opresc, ca să prindem și atacurile. S-a încărcat în sfârșit. Bine, asta dacă nu se supraîncălzește. Na. Din nou. M-am mutat un pic din locul în care am fost până acum. Și văd că am mai prins pe aici, dar bibănii micuți, așa, mici. Uite, mă. Încă unul. L-am luat, mă. L-am luat, de fapt. Uite, mă, l-am luat, mă, de deasupra vegetației. Dar numai din ăștia. Ia să vedeți voi aici pește. Ia să vedeți voi ce biban a venit și cât e guma pe lângă el. Ia fiți voi atenți. Să vedeți aici sinucigaș. Ia uitați, prieteni. Deci, uitați ce biban și cât e guma pe lângă el, da? E guma cât jumătate din el, mă, fiți atenți. Ce nebun e ăsta, mic. Hai să-l și eliberăm. Ce să te eliberezi, mă? Cum ai atacat, mă, tu guma asta, mă, că e jumate din tine, mă? Ia uite, mă. Ce a atacat el guma asta, mă? Stai. Stai să te eliberezi, mai piticanii, mă. Gata. Ei, cum ai fi atacat guma asta, prichindelele? Stai. Doamne ferește. Hai, fugi. Fugi, măi. Da, nu, e clar, e semn să ne mutăm de aici. Hai că mă mut. Sunt băgat aici, în boscheți. Sper să nu se urce pe mine vreo ceva. Vreo ligioană, ceva, vreo șarpe. Uite-l, mă. Uite-l, mă, micuțul, mă, de el. Ce a atacat el, mă, dar am început numai din ăștia așa, mă. Numai din ăștia așa mici, mă, au început să vină. Ce se întâmplă cu ei? Ia uitați și voi ce gumă atacă ăsta, gumă de 5-6 cm. Doamne, deci nici nu încape guma în gură, fiți atenți. Stați să vă arăt mai bine, să vedeți voi. Deci nici nu încape guma în gură la ăsta. Și el a atacat, mă. Gata, l-am eliberat. Și haideți să-i dăm și drumul. Hai, puștulică, fugi. Gata. Hai să vedem ceva mai mare, totuși. Ia să vedeți, prieteni, în buzunarul ăsta termic de la rucsac. Am apa de 2 ore aici.
și are brumă pe ea. Nu știu dacă vedeți, dar a ținut-o rece. Are brumă pe ea, pe sticlă, da? Deci foarte util. Rucsacul ăsta, da, cu buzunar termic, foarte mișto. A coborât puțin soarele și mă bate pe picioare și mă încinge rău de tot. Sunt hot cum ar veni, dar prind și pește. Sunt hot, dar prind și pește azi. Uite, uite, uite cum îl iau, mă, uite cum îl iau, mă. Uite cum îl iau, mă, cum atacă ăștia. Mă, ce se întâmplă, mă? Mă, ce se întâmplă, mă, de mi-atacă bibanii ăștia, mă? Ce e cu ei? Deci îmi spune și mie ce e cu genul ăsta de bibani? Ăștia care e guma cât ei. Ia uitați și voi. Hai că te eliberez acum, gata. Doamne ferește! Cum mă să atace așa guma, mă? Hai! Gata, fugi, puștile! S-a dus. Hai, ce se întâmplă? Au început numai ăștia mici. Și la începutul partidei prindeam din ea mai mărici un pic. Haideți că l-am luat, prieteni. Aveam camera oprită, așa sus. Pentru că mi se supraîncălzește din nou, adică, na. Nu știu ce să mai zic. Încă un bibănel din ăsta. Micuț, dar măcar a venit. Așa, să le liberăm. Hai, mă. Așa, l-am eliberat. Și haide să-l și redăm înapoi apei. Da? Asta e? Hai. Fugi, puștelică. Da, unde or fi, mă, ăia mari, mă? Că de jumătate de oră numai din ăștia mici, așa. Haideți că l-am luat. Am crezut că mi s-a părut, dar l-am luat. Deci dacă vedeți ce am luat, vă închinați. Și mi-a înghițit toată guma. Deci, nu știu ce se întâmplă azi, e bibanul cât degetul, da? Au, măi! Și-a înghițit toată guma ăsta mic. Deci, ia să vedeți voi chestia aici. Ia fiți atenți. Ce guma a înghițit bibanelul ăsta. Ia uitați voi. Stai, mă, că nici nu pot să o scot. Ia uitați voi, fiți atenți ce guma a înghițit bibanelul ăsta mic. Doamne ferește, deci uitați cât e guma pe lângă el. Da? Ăsta cât deget, numai de din ăștia am avut noroc. În ultima perioadă. Hai, fugi! Doamne ferește! L-am luat, mă! L-am luat, mă! A mai venit unul din ăsta. Vai de capul meu. Deci numai ăsta e semn că trebuie să plec. Deci numai din ăștia așa. De ceva timp numai din ăștia am venit. Da. Ăia mari nu mai vor. Vor ăștia micuți. Stai, stai, stai. Da. Ce să mai zic? Mai e ceva de zis? Nu mai din ăștia au venit în ultima vreme. Hai, să-l și eliberăm. Ăia mari se pare că nu mai vor. Stai cu minte, măi, că-ți dau drumul acum. Hai, fugi, măi. A început să vină și foarte multă mizerie pe apă. De vreo jumătate de oră e plin de mizerie. Dacă v-a plăcut această partidă, nu uitați să lăsați un like, să vă și abonați eventual, să nu pierdeți următoarele clipuri. Și nu mai pot, am plecat și eu că m-am copt azi la 41 de grade, sunt terminat. Până data viitoare, vă salut!